pentru că a adus-o pe Mădălina Manole foarte sus, foarte sus, să căreau camioane de flori, primea camioane de flori și normal când vezi unde ești, cum adică? Și pe urmă nu mai te duci, nu te primește. Mădălina a recunoscut într-o emisiune TV că personalitatea lui Șerban Georgescu este pentru ea ca o travă. Domnul Georgescu, dacă soția ar putea să vă îmbutelieze personalitatea într-o sticluță de parfum, aceasta s-ar numi Obsession, Poison sau Joy? Obsession. Știți cum s-ar numi după Mădălina? Poison. Asta e. Asta e soția mea. Divorțul a costat-o scump pe Mădălina Manole. A pierdut casa, o parte din suflet și notorietatea. Mădălina Manole, fiind foarte, foarte sus, valul când a coborât, a fost normal să aibă șocul foarte puternic. Am zis că acolo îmbătrânesc, așa trăim până la aduși bătrâneți. De unde să mă gândesc că la început. Se va ajunge totuși aici. Și când am spus, vezi că plec, că nu mă țin zidurile astea, nu m-a crezut. Zic, s-a umplut paharul. Plec. Plătești scump o jumătate de oră cât a durat divorțul. Că atât a durat. Ca să spună, da, sunt de acord și așa, m-a costat. Cine ești tu? De tot mă faci să plâng. După divorț, fără sprijinul lui Șerban Georgescu, Mădălina Manole a pierdut din notorietate, dar și din contracte. Asta ar fi fost pentru ea lovitura fatală. Ca să puteți să vă dați seama, a avut acest of. Fiind valurile urcă, trebuie să urci ușor și aveți grijă când coboară. Aparțin publicului și întotdeauna mă gândesc ce așteaptă publicul de la mine, mă gândesc că nu trebuie să-l dezamăgesc. Celebritatea este, așa cum am mai spus, este, eu o văd ca pe o mare responsabilitate. Vă prezint și invitații mei de la această oră, domnul Corneliu Vadim Tudor, președinte PRM. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și domnul Tudor Octavian, publicist, mulțumesc de asemenea, domnule Tudor Octavian, pentru prezență. În scurt timp ni se va alătura și Carmen Hara, consilier intuitiv, psiholog. Până atunci avem o legătură telefonică directă cu domnul Ion Manole, tatăl Mădălinei Manole. Mulțumesc, domnule Manole, pentru intervenția telefonică. Domnule Manole, Șerban Georgescu și-a lăsat atât de tare amprenta asupra Mădălinei Manole? Să rămână dumneavoastră și bună seara invitațiilor dumneavoastră. Vreau să fac câteva precizări. Vă rog. Această ipoteză a descoperit acum acest domn Groza, sau, care de fapt e neavenit în această postură. El care acum știe tot sub aspectul că e un mare învățat. De unde? A fost un cărător de bagaje pe lângă artiști și acum este un mare organizator și impresar. Primul, n-a fost niciodată impresarul Mădălinei Manole. I-a avut altă ținută și altă organigramă. Să știa cine este organizatorul, Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu. Astea sunt inventate de la el să pară un om inteligent. N-are nicio legătură ascesiunea și decăderea Mădălinei Manole, cum spune el. Ascesiunea, pentru că Mădălinei Manole la 16 ani deja cânta și își făcea melodie singură, nu a luat-o Șerban Georgescu de pe stradă să o învețe. Nu, Șerban Georgescu a văzut-o frumoasă, a văzut-o tânără și a făcut melodii expres pentru vocea ei inconfundabilă. Bineînțeles că au avut un succes express mare amândoi. Decăderea nu s-a produs și moartea Mădălinei Manole. Nu este că nu mai era invitată, nu mai avea și ținea la Șerban Georgescu. Nu! O moarte al Șerban Georgescu, Mădălinei Manole și-a fost singură un CD foarte apreciat și lăudat în lumea muzicală, după care a continuat și a cerut sprijinul
unui prieten care era muzicant la Talisman și care făcea repetițiile aici la studioul Gheorghe Gheorghiu. Inclusiv domnul făcea parte din acea gașcă care făcea acolo tot felul de năzbătăi, dar nu a avut Mădălina Manole nicio problemă cu el. Așa. Nu a fost niciodată și ea nu s-a omorât cu un cineva că nu mai avea succes. Nu, lumea nu știe. 3 ani de zile până la moartea lui Mădălina, Mădălina n-a mai apărut în muzică, nu că nu avea căutare și chemare, ba chiar refuza, pentru că a avut 3 ani de muncă asidio. Un an și ceva a făcut experiențe. Firma Sabic, cea piescrocea aceea care o mincea că face tratament pentru sămânțare și care făcea comerț cu ovule, după care a revenit la firma domnului profesor de la Giulești, mă rog, Bogdan Marinescu, a luptat enorm și a cheltuit bani enorm pe tratamente din dorința de a face un copil. Da, rămâneți alături de... A dat drumul numai puțin. Lăsa. Rămâneți alături de noi, domnule Ion Manole. O secundă, pentru că, așa cum vă promiteam, ni s-a alăturat discuției și doamna Carmen Hara, consilier intuitiv, psiholog. Bună seara, doamna Carmen Hara. Bine, vă mulțumesc pentru prezență. Vorbeam aici ceva mai devreme, până să ajungeți dumneavoastră, că a apărut o ipoteză cel puțin șocantă, cum că unul dintre autorii moralei uciderii Mădălinei Manole ar fi chiar Șerban Georgescu, pentru că ar fi făcut posibil atât mărirea cât și decăderea ei. Cel puțin așa susține un impresar. Dumneavoastră ați cunoscut-o destul de bine. Ce credeți? Eu am cunoscut-o pe Mădălina când era foarte tânără și am admirat-o pentru frumusețea și talentul ei inconfundabil. Și știu că Șerban a creat-o, a fost Pygmalion, a făcut-o, a pus-o pe un pedestal, dar ea trebuia să ajungă pe acel pedestal. Nu cred că... indirect, you know, faptul că el a dispărut din viață a fost neapărat căderea ei, dar cred că a afectat-o, sigur că emoțional. Eu mereu mă refer la telefonul care l-am avut eu cu ea în 2008, de care Măruță nu-și mai amintește, dar eu mă amintesc foarte bine. Acest telefon este foarte relevant, pentru că ea a plâns atât de mult timp de o jumătate de oră și lacrimile ei se referau numai la pierderea lui Șerban. Deci pe ea a afectat-o. Și știți ce cred eu? Ea a avut pierderea în sensul că s-a prăpădit. Da, pierderea lui. Și morții lui Șerban. Și nu numai că divorțul mi se pare că ea la Carmen, divorțul ea l-a cerut. Ea dar între ei a fost o relație neterminată. Știi că între oameni este tot felul de relații. Unele relații nu sunt finalizate. Eu cred că relația lor s-a încheiat fără să se încheie, de fapt. S-a încheiat pe hârtie, sufletește. Ei erau conectați. S-au întâlnit în cerul acum. Parcă spunem într-un fel a luat-o la el. Adică, da, într-un fel de a spune, eu găsesc foarte, foarte relevantă conversația, ultima mea conversație, care spune totul despre starea ei de suflet, despre durerea pierderii lui Șerban și mai relevant, faptul că i-a spus, eu îmi doresc să am un copil și nu cred că pot să am un copil. Și eu i-am spus, păi, Șerban este deja plecat, dar ea nu mi-a menționat niciun Petru Mircea. E foarte deși interesant. Era în relație, într-o relație, da, cu Petru Mircea. Da, și eu n-am știut absolut nimic că există acest Petru Mircea în viața ei. Ea nu menționa decât pe Șerban durerea și dacă eu pot să-l contactez, spunea, pot să vorbesc. Asta vreau să vă întreb, v-a cerut să-l contactați pe Șerban Georgescu? Cum e sufletul lui, vreau să știu dacă el... Ea era foarte intuitivă, foarte spiritualizată, credea în metafizică, în lucrurile paranormale, credea, era o fată care avea o credință puternică. Deci... relația ei neterminată cu Șerban și faptul că eu i-am spus tu ai să ai un băiat, eu mă amintesc cu exactitate lucrurile astea. Deși am fost acuzată ieri că e fabulația mea, nu pot să fabulez așa ceva, ești un Dumnezeu, cum pot să-mi imaginez așa ceva? Deci, consider relevantă intervenția mea în viața ei. Când am știut-o foarte tânără, pe urmă am revăzut-o 94, sunt poze cu mine, cu ea și cu Șerban. Și am mai avut această conversație în 2008. Și cum era cu Șerban Georgescu? Cum o vedeați alături de Șerban Georgescu? Era fericită? Că au apărut speculații cum că ea n-ar fi fost fericită nici în căsnicia cu Șerban Georgescu, nici în căsnicia cu Petru Mircea.
Relația ei karmică a fost totuși cu Șerban și nu cu Petru Mircea. Eu am o conferință în care vorbesc de diferite tipuri de relații. În viață avem tot felul de relații, relații tranzitorii, relații de compromis, relații de suflete pereche. Aceasta a fost o relație karmică. Au cărat niște memorii din alte vieți, dacă credem în așa ceva. Și relația karmică n-a fost cu Petru Mircea. Cu Petru Mircea a fost o relație pur tranzitorie, foarte simplă, care s-a terminat foarte urât. Dar din care a reieșit un copil. Din care a reieșit un copil și mai trist este că acest copil duce memoria unei mame care tatăl ei spune s-a sinucis. Ideal ar fi să credem că nu s-a sinucis, că a fost un accident, că a fost orice altceva, dar nu o sinucidere. Eu am încercat să explic asta. Sinucigașii sunt într-un fel condamnați de ideea de religie, de Dumnezeu. Nu-i voie să întrerupi firul vieții. Trăiește atât cât este dat de trăit. Că dacă nu-ți finalizezi timpul tău pe pământ, toți venim la un anumit timp pe căm, la un anumit timp există o soartă și un destin. Dacă nu pleci la timpul la care trebuie să pleci, intri într-un spațiu din ăsta nelimitat, intri într-o veșnicie neagră, în ceva de unde nu de știi să mai ești. De visuri chinuite, da, care bântuie locurile. De asta vorbim de o decedă, există un ghost, un spirit în loc, în casa asta sau în locul respectiv. Eu cred că ea bântuiește casa în care a trăit. Sunt absolut convinsă, suflet. Și ce interesant, stăteam cu cineva de vorbă ieri și o văd dintr-o dată în fața ochilor. Îmi apare tânără și îmi spune și spuneți mulțumesc, Carmen. Mă speriați. Uite, și eu am chills, tot corpul meu. Îmi spuneți mulțumesc, Carmen, o fracțiune de secundă. Tu fii întreaj, adică nu în vis. Da, nu, pur și simplu vorbeam cu cineva. Un blitz fotografic, da, apar. Și apar pentru o fracțiune. Exact în forma în care știi. O fracțiune și mi-a spus să-ți mulțumesc. S-a corporalizat, da. S-a corporalizat o secundă, a simțit, pentru că a fost discuția de ieri. Și ea era o pacifistă, ea vrea să fie bine pentru toată lumea. Mie Petru Mincea, printre alteva, nu mai vreau încă discuții, dar mi-a spus în culise ieri că părinții au fost foarte răi, că au maltratat-o, că au chinuit-o. Ne întoarcem la ce s-a întâmplat și ieri la emisiunea aceea. Unde vreau să spun, toate karmele astea nerezolvate, dar eu am încercat să există o pace undeva, o pace posibilă. Și cred că pentru asta i-am mulțumea, pentru ideea de pace. Și de Carmen, poți să te întreb ceva? Te rog, da. În numele prieteniei noastre, că noi ne știm din 79, da. Cel puțin atunci ai cântat într-un spectacol anume la Sala Palatului, da. Parcă nu? Da, îmi amintesc. Tu ești absolut convinsă 100% că ea s-a sinucis? Nu, eu sunt 100% convinsă că nu s-a sinucis. Da, eu n-am văzut. Evoluțiile tale anterioare nu le-am văzut, da. Dar comportamentul acestui Petru Mircea este foarte suspect. Păi și ce credeți că s-a întâmplat? Sau, nu, mai bine zis, doamna Carmen Hara, ce s-a întâmplat? Ce intuiți dumneavoastră că s-ar fi întâmplat în noaptea de 14 iulie? S-au întâmplat multe până la noaptea de 14 iulie. În primul rând, el spune, eu am adorat-o pe Mădălina și noi ne înțelegeam. Dar ea era foarte deprimată clinic. Păi cu un om care e deprimat și într-o stare de sinucidere, e foarte greu să te înțelegi. Întrebarea este, cine a adus-o la starea de sinucidere? Care au fost factorii mentale, emoționali, de orice natură, care au generat această tulburare mentală să ajungă la o stare de sinucidere, un om care iubea scena, care avea un copil mic, este foarte greu de crezut. Și care se hrănea din succes. Sigur că da. Ea nu putea avea o depresie că era o paria a societății, nu mai era pe buzele nimănui, nu se mai dădeau videoclipuri cu ea. Nu a avut succesul pe care poate l-a avut Mirabela Daur, de pildă, dar ea era tânără, era frumoasă, avea multe atribute care erau împotriva actului suicidal. Domnule Ion Manole, ați auzit-o pe doamna Carmen Hara. Nu crede că fiica dumneavoastră s-ar fi sinucis. Îi mulțumesc foarte mult. Îi sărut mâinile și îl salut și pe domnul Vadim cu mult respect. Păi nici eu, ca părinte, care știu multe, nu cred așa ceva. Și n-am cum să cred. Pentru că, de fapt, în acea noapte cu ea a fost soțul ei și soacra ei. Soacra ei venită inopinant pe 13. După ce pe 9-10-11 ea a fost la Botoșani. Și nu s-a dus cu ei, a venit dimineața pe 13 să-i facă o surpriză. S-au dus împreună cu soțul ei să caute acea otravă, care el zice că nu, dar în dosar fata aceea spune că i-a dat-o lui. Deci nu a cumpărat Mădălina Manole acea otravă. Noi a vorbit pe 13 și ne aștepta a doua zi la ora 10.
Și cu nepoțelul iubitul ei, primul nepoțel Mihăiță, care a vorbit cu el. N-avea cum să facă și de fapt, și dacă vrei să faci că ești bolnavă rău, să poți să bei atâta cantitate într-un pahar mare. Este imposibil. E de 3-4 ori mai mult. După prima înghițitură, ea cădea fulgerată la pământ. Pe moment, instantaneu, dacă întrebați orice doctor. Și în primul rând, ca psiholog, eu pot să vă spun, sinuciderile cu această substanță sunt 1 la 1 miliard. În toată statistica fenomenului de sinucidere, ăsta este cel mai puțin probabil de a se întâmpla. Sinucigații nu se sinucid în felul ăsta. Deci, și încă ceva, ea era o cântăreață, vorbește cântăreața Carmen Mureșan. Cântăreții cântă pe scenă, eu am cântat pe scenă cu tatăl meu mort. Deci eu a trebuit să cânt, că n-am avut altă variantă, astăzi am pus un zâmbet pe buze, n-a știut nimeni că tatăl meu abia murise. N-a știut nimeni, nu și-a putut imagina, deci noi avem o putere de transformare și noi credem în viață, pentru că ești pe scenă, dai viață, dai energie la cei din jur. Ești dotat cu această calitate ca să poți să întreții o sală. Vreau să-i mulțumesc, domnule Ion Manole, pentru intervenția telefonică. Stai puțin, că mai trebuie să ne spună explicit, pentru că s-a pierdut așa în pliurile acestui dialog tripartit. Da. Deci această otravă, domnule Manole, a cumpărat-o el, Petru Mircea, nu fata dumitale? Nu. Această otravă, spune cea care i-a făcut rost, că a primit mereu SMS-ul de la Mădălina să-i procure această otravă, că îi trebuie soacre ei la Botoșan. Sigur, pentru pesticid, sigur că da. Da. Să dea la cartor. Sigur că da. Dar cui a dat-o ea în mână? I-a dat-o Mădălinei? Cui a dat sticla Mădălinei? Nu. Lui Petru Mircea atunci? Declarația fetei spune, e contradictorie. Spune că pe 13 la ora 12 a venit Mădălina la ea, la administrația financiară, la județul Ilfov și i-a dat cadourile cu o treabă. În următoare spune că la ora 14:30 a văzut mașina Mădălinei. E scris în declarație. În parcare spune și numărul și tot l-a cunoscut și a luat ce avea să-i dea, s-a dus la mașină și era soțul ei sprijinit de portieră la volan și vorbea pe telefon. A întrebat unde e Mădălina, a zis că i-a dat cu mâna că e pe aici, i-a dat bagajele și le-a pus pe bancheta din spate. S-a întors fata la birou, nu s-a întors cu Mădălina. Problema este, cum te-ai dus tu cu tata, condus soția, cu Mădălina, să iei astea, să intri în casă cu ele și să nu fii curios ce este în cadourile alea. Și în aceea zi venise disperată mama ta. Deci, și nu este nicio convorbire, mai mult, sunt niște SMS-uri care noi le-am descifrat, pentru că eu am făcut... Putea să le dea oricine. Am scos de la Vodafone toate convorbirile. Și veți vedea ceva important. Toate SMS-urile care se vorbeau, unele din ele pleca, să zicem, de la Mădălina la ora 12, de pe telefonul ei, bineînțeles, și apărea la fata cealaltă, la destinatar, cu 2 ore mai devreme. La 9. Este ceva. Telefonul ei care l-a prezentat el domnului procuror cu un mesaj că și-a adio. I l-a arătat. Domnul procuror l-a luat de bun, dar nu l-a luat să-l amprenteze. Și eu după 6 luni, când am sfârșit și m-am zbătut să scot desfășurătorul de la Vodafone, surpriză, la 2:30 era bătut pe telefonul ei un mesaj de adio către părinți, netrimis nimănui. Era pe telefonul ei. Iar dimineața la 7, când Mădălina era moartă, era o convorbire cu persoană particulară. La ora 9, convorbire cu persoană particulară. Zice, sunat el, dacă domnul procuror își lua telefonul băgat în pungă și l-a împrentat să vadă ale cui sunt semnele acolo, cum se zice, sunt ale Mădălina. Nu le mai găsea, că vorbise pe telefonul ei, după moartea ei, altcineva. Și atunci cum să iau eu de bun că acel mesaj este bătut de Mădălina? De unde să-l cred? N-avea de ce să-l bată, că ea ne aștepta a doua zi la ora 10.
cine a, când a vorbit cu mine, este convorbirea cu mine la ora 11.47, cu mine și cu nepoțelul ei, i-a seara cu fratele. Domnul Manole, vreau să... Domnul Manole, fă o pauză, ai mai spus asta. El nu ne aude? Da. Domnul Ion Manole, domnul președinte Vadim Tudor vrea să vă adreseze o întrebare. Fă o pauză, te rog. Din raportul medico-legal, ce reiese, cam câte minute s-ar fi zbătut ea până și-a dat obștescu în sfârșit? Cât a durat agonia ei? A scris cineva? Cât a durat agonia? A scris cineva treaba asta? Sau nu au... Pune raportul medico-legal, domnul senator. Și nu se știe cât a durat? Pentru că, așa cum spunea doamna Carmen Hara, eu cred, de fapt sunt sigur că 99% din cazuri, cineva care vrea să termine repede cu viața și alege această variantă a otrăvii, ia ce-au luat alții. Nu fac nicio paralelă. Adolf Hitler, în o facțiune secundă cu ceanură, a omorât întâi cățeaua lup Blondie, Blondie o chema, mi se pare că i-a dat o travă și soției sale proaspete, Eva Braun, și s-a tras și un glonț în cap, să fie sigur, și pe urmă la el. Deci a fost moarte fulgerătoare. Nimeni nu stă să îngurgiteze între 100 și 200 de grame de furadan. 200 de grame, păi după primele 5 grame cădea lat. La atingere poate să moară instantaneu sofie. Și atunci, aici e, nu mai vorbim de comportamentul mai mult decât dubios al acestui Petru Mircea. Eu am informații că el este ciripitor. Vreau să-i mulțumesc, domnule Manole. El este protejat de anumite servicii speciale, de-aia nu-i se întâmplă nimic. Da, revenind la ce vorbeam mai devreme, e foarte greu, domnule președinte, să fii undeva sus, să fii aclamat, să cânți pe scenă cu public, mea, da, imens, cazuri mai... să dai autografe și dintr-o dată să pierzi notorietatea. Și Beatles s-a căzut, domnule, dar nu s-au simțit. O secundă, să ne înțelegem. Eu am plecat în America și am devenit nimeni. Am zis unde, gloria mea... Elvis Presley nu mai era, Carmen. Elvis Presley, idolul generației noastre și al generațiilor mai noi, nu mai era ce a fost. În anii 60. Da, și a sfârșit cum a sfârșit. Păi cum a sfârșit, dar nu s-a sinucis. El era obez deja. I-a stat inima în loc de droga. La... Exact, de la droguri, de la obezitate. Dar nu s-a sinucis. O sinucidere. John Lennon nu s-a sinucis, a fost împușcat. Avem și cazuri acum, mari actori ai României, care n-au după ce bea apă și n-au bandă medicamente. Nu se prea sinucid, nu prea intră în firea românului sinuciderea, înțelegi? Deci ipoteza acelui băiat cu care a început o emisiunea nu stă în picioare. Deci Madalina nu avea vocație de sinucigaș. Domnule Tudor Octavian, ce spuneți? Ce bine că sunt de partea cealaltă. Să vă spun de ce. Eu sunt reprezentantul celor care se uită la televizor acum de când. Nu ascultam, nu știu cine mă dădea. E făcută să apar la ea, nu să te uiți da. La ea. Nu, da. Nu știu, nu e viat, nu e subiectul meu, n-a fost, nu. Tu n-ai cunoscută, mă, noi am fost prieteni cu fata asta. N-aveam niciun fel de legătură, dar, o cunoașteți prin prima dar de la meserie. O bună bucată de vreme încoace, exact cam foarte multe mii de telespectatori de oameni, încep să mă gândesc la subiectul ăsta și descoper că dincolo de subiectul în sine, Mădălina, prietenei și vocea, e vorba de soarta artistului român în ultimii 23 de ani. Exact. Pentru că în ultimii 23 de ani, în România a început să funcționeze criteriul american. Cel mai cu orice preț. Cel mai cu orice preț. Nu ești cel mai, nu ești nimeni. Când ești cel mai, în jurul tău se adună o mulțime de... paraziți, binevoitori. Și atunci, foarte mulți artiști nu rezistă la, la această ecuație în creștere, care nu are capăt, care nu are decât un început și care nu duce neapărat la un maximum de glorie. Durata gloriei în ultimele 20 de ani în România, cineva îmi spunea, este cam 5 ani. În televiziune vedem același lucru. Durata gloriei pe sticlă, câțiva ani. Eu am fost coleg cu Aurelian Andreescu, prieten și coleg de, cu noi, de da. Coleg de clasă la școala de arhitectură. Voce de aur. Nu va mai avea România voce ca la Aurică. Aurelian Andreescu, acum dați-mi voie, este singurul subiect pe care îl pot deschide. Aici, într-o seară, au venit niște vorbitori și s-au dat ei cunoscători, n-aveau cum să știe.
Au trecut de atunci foarte mulți ani. Aurelian Andreescu cânta la balurile școlii, la sfârșit de an. Era, avea un cântec, se numea Only You. Cu ăla a început și... Polanca. Așa. Și cu ăla, noi, cei care am fost colegi, în momentul în care el a început să apară la televiziune, prima lui apariție la televiziune, era cu Margareta Păslaru, dintr-o dată am simțit adierea legendei. N-a mai fost colegul nostru. Mai mult, nici nu-i mai vorbeam, pentru că atunci când intra, aveam niște săli mari cu planșete, unde proiectam și unde ascultam muzică. E, când intra Ale, așa îi spuneam, în sală, se lăsa un fel de tăcere evlavioasă, trecuse dincolo. Era dincolo de praf. Și asta credeți că s-a întâmplat și cu Mădălina Manole? Nu. Vreau să spun că... E un halou în jurul vedetei. Vreau să spun că acest halou și această... îți creează niște fracturi sufletești. Uite ce s-a întâmplat după 90 cu majoritatea artiștilor români. Au vrut libertate și nu știu ce să facă cu libertatea. Le spui, pleacă-mă în Occident. Păi stai puțin. Era sistemul dinainte care te apăra. După 90 nu te mai apără nimic. Ești puternic, reziști. Nu, Vadim, poți să-i faci orice, dar n-ai cum să-l dai jos. Păi la atacă din toate părțile. Nu greșesc foarte mult, pentru că la un moment dat, toți artiștii ăștia au un prag al slăbiciunii. Eu apărat la mine, Florina Cercel m-a sunat, mi-a trimis un memoriu, credidam, au făcut ei ceva pentru drepturi de autor, pentru mari artiști, semnat de Marinuș Moraru, de Mircea Albulescu, un alt amic al nostru, și nu-i bagă nimeni în seamă, mă, frate, mă. Deci oameni care aproape nu mai au din ce trăi, dar toată televiziunea trăiesc după filmele lor. Domnul Ion Manole vrea să vă să mai vorbesc un pic cu dumneavoastră. Domnule Manole. Da. Domnul senator. Da. Ce scuze. Da. Unu, când veți avea dumneavoastră liber sau cineva din subsecretarii dumneavoastră și sunteți dispus să vă pun la dispoziție un dosar să vedeți ce este acolo, da, mi-ar face mare bucurie. Știu că sunteți foarte ocupat. Doi, dumneavoastră a spus ceva de acest individ. Tragedia fetei mele este una mare. A avut parte de doi soți securiști. Cerban Georgescu, i-am văzut legitimația de MAI, reporter și nu știu cum, iar ăsta știam de la început și când l-am dibuit și s-a prins și fata, a plecat nenorocirea. 3. Raportul IML-ului spune clar decesul a survenit cu cel puțin 2 ore jumate înainte de anunțarea salvării. Medicul după salvare spune același lucru, cu toate că pacienta luase tipul cadavru, corpul, i-am făcut resuscitarea, am încercat și la rugămintea familiei. Și știind că are o treabă înăuntru, i s-a făcut acea încercare de apăsare a toracelui, iar medicii spuneau că dacă vrea să mai încerce ceva, prima dată îi băga centrifuga să-i scoată o treabă din purtă, nu să-i arunce în tot în plămâni, în inimă, prin... Și medicul spune că luase aspectul cadavrii, adică era recedea. Rigor mortis, rigor mortis. Învinețise degetele. Rigiditatea morții. Și era de mult moartă. El nu spune ce a făcut acolo. Și mai este ceva care îl studiez în fiecare zi când vorbește. Doamna Hara, vă amintiți ce vă spunea aseară și făcea cu mâna ca ochi și vă zicea, Carmen, nu-ți doresc să vezi ce am văzut eu în acea noapte. Ce da, domnule Ion Manole, haideți să mai revedem imaginile de ieri, pentru că a fost război între soțul Mădălinei Manole și clar văzătoarea Carmen Hara. Cei doi s-au confruntat într-o emisiune TV și au aruncat vorbe grele și acuzații grave, iar atmosfera a fost la un pas să explodeze. Era să fiu linșată, a mărturisit Carmen Hara la noi aseară într-o ediție specială. Eu spun că autorul moral acestei situații este el, pentru că nu a dus-o la doctor. Eu am primit cu fruntea sus, am primit toate acuzațiile tale și pentru că am sufletul curat, Carmen Hara. Înțelegi? Și pentru că sunt conștient că tu nu știi, că nu ai de unde să știi
tot ce am trăit noi. De ce te simți tu acuzat? Eu nu am spus pentru Mircea a omorât-o pe Mădălina Balole. Dar mai rămâne doar mama, valabil că copilul era prea mic. Dar eu am spus, a fost un accident. De ce s-a arătat posibil? Mi-aș dori din tot sufletul să te fac, să vezi și tu cum am văzut eu cu ochii mei toată tragedia pe care am trăit-o pe viu. Mi-aș dori din tot sufletul, da, mi-aș dori să vezi și să trăiești și tu ce-am trăit nu eu. Nu vreau era să fiu linșat astăzi. El ne vedea decât drama lui și acuzațiile la adresa mea. Atât a fost conversația între noi, care până la urmă mai era puțin să lăsați și cu bătaie. Nu se poate încheia mușamaliza, ne spălăm pe cap și mergem mai înainte. Pentru că societatea asta are de suferit din acest aspect. Deci eu sunt absolut convinsă că situația nu se termină aici. Doamna Carmen Hara, cum l-ați simțit ieri pe Petru Mircea față în față cu dumneavoastră? Era agitat, era... Din punct de vedere psihologic, el a aplicat această tactică de a mă ataca pe mine. Parcă conta la ora aia care din predicțiile mele au ieșit sau n-au ieșit. E din secunda în care, imediat după moarte, eu am spus n-a fost o sinucidere. A doua zi a venit și a spus Carmen Hara este un infractor internațional, este un clov, este așa și așa. Asta mie, ca psiholog, mi-a spus imediat, omul ăsta este vinovat. Pentru că nu dai, dacă el nu era cu sufletul curat, cum spune, sunt cu sufletul curat, vii și vorbești cu mine. Vii cu sufletul la mine și spui de ce crezi dumneavoastră. Carmen, nu vrei să completezi. Acum o lună jumate, două, tot la voi, la emisiunea televiziune, eu m-am oferit să fiu mediator între părinții Mădălinei Manole și așa zisul văduv. Și eram la Brașov cu copiii mei. Țin minte că era ziua sorei mele mai mari, Magdalena, și eram pe terasă și l-am sunat. Nu vorbisem niciodată cu el. Pe domnul Petru Mircea? Da, da. Și v-a răspuns? Domnul Petru, da, a răspuns. Domnul, sunt Vadim Tudor. Domnule, ce ai dumneata împotrivă să participi la emisiune peste o zi sau două tot la voi și haideți vedem de ce v-ați luat, de ce s-au sălbăticit relațiile astea între voi, pentru că ei totuși sunt bunicii copilului dumitale și domnul Vadim, mai reflectez, zic, dacă nu dialoghezi și nu spui ce stă pe inimă și de ce e scandalul ăsta cu groapa, cu coroanele, cu nu știu ce, să știi că opinia publică se va înclina irreversibil de partea socrilor dumitale și te va judeca pe dumneata, că ai ceva de ascuns. Zice, vă sun mâine. Nici până ziua de azi nu m-a sunat. Omul se poartă ca o persoană care se simte cu un spate acoperit. Și pe urmă mi-am pus și eu oamenii mei la lucru, mi s-a zis că el este colaborator, ciripitor la DICOT, care își bagă dacă oamenii... Dacă nu avem dovezi, păi nu dovada, putem să susținem lucrurile astea. Dovada e că ei recrutează astfel de turnători din mediile care au acces la oameni de valoare. El e inginer, nu știu că e inginer, e sunetist, pe la ProTV. Păi face spectacole, e în culise, pe acolo se produc marele vedete ale acestei țări. Și iată materialul de lucru, domnul iată Carmen turnătoria. Hara, de ce această separare de socrii lui? Adică în mod normal exact n-ar trebui să fii să alături de părinții Mădălinei, să fie ca o alinare asta pentru copilul. Asta este încă o dovadă în plus de vinovăție. Încă o dovadă. Faptul că el îi judecă, că îi condamnă, nu are compasiune pentru ei. Nu vrea el să vină să le arate nepotul, el să încerce să facă. El este mai mic, el trebuie să înțeleagă, oamenii sunt bătrâni, au pierdut un copil, e cea mai mare tragedie. Până și ieri, în ultima secundă, avea o blamare, o ură, o ură din asta și o înverșunare contra lor. În loc să vrea să facă pace. De ce nu vrea să facă pace? Asta eu nu pot să înțeleg. Ce viitor vedeți pentru Petru Mircea? El nu mai poate să aibă liniște. Ce nu înțelege el că a stigmatizat pe această femeie, a stigmatizat-o cu o stigmă de sinucidere. Pe care el nu știe ce să-ți admitem că Mădălina ar fi făcut ceva, sau ar fi fost un accident, sau atinsă din greșeală. De ce îi dă el stigma de sinucidere? Pentru că dându-i stigma asta, el poartă o cruce și o karmă în spatele lui, care o transferă la copilul lui și creează o dramă care toată opinia publică doamna nu poate să uite. Când îl învinovățiți în felul acesta pe un om,
Sunteți sigură că aveți dreptate? Adică nu aveți niște neliniști? La fapte. Sigur, la nu putem fi, că nu suntem organe de anchetă, dar el este foarte suspect, dragă Tudor Octavian. Eu nu le înviți o istorie. Doamna, haideți să vă spun un element pe care nu-l cunoașteți. În România, în ultimii 20 de ani, am citit o statistică. Da, da. 40% din divorțurile tinere sunt din cauza socrilor și a părinților. Știu și asta. Știți și asta. Și asta e tema din ce mea de cauză? E vorba de două de generații, trei generații care nu se plică. Da, da, în general, domnul nicio legătură una cu alta. Într-un fel trăiesc artiștii, într-un fel trăiesc bătrânii. Nu se înțelege, da, se uitați de măsura așa legiții. Așa se întâmplă de obicei în se întâmplă de obicei atunci când locuiesc toți în aceeași casă, iar nu era cazul Mădălinei Manole. Avea casa eu ei făcută de ea. Eu am pus să pe domnul Manole, care a fost relația lor de-a lungul anilor acestei căsnicii? A fost o relație armonioasă între ei? Eu spun mereu, nu vreau să cred în sinucidere, pentru că mie mi-e milă de ce să se întâmple cu acest copil în viitor, știind că mama lui a fost o sinucigașă. Plus că sinucigașii se transferă chestia asta genetică. Așa e cu totul altceva. Da, poate fi ereditat. Hemingway, tu care trăiești în America de zeci de ani. Știu. Hemingway, eu cunosc pe făcuse cancer la creier, nu mai putea să se concentreze, ori în șir stătea la mașina deschis, arunca sute de pagini mototolite, că nu-i mai veneau cuvintele, și într-o bună, de fapt, vrea zi, ia pușca de vânătoare, că el era mare vânător, pune degetul mare de la piciorul drept pe trăgaci și bagă ceava în gură, zboară creierii. Cu 30 de ani înainte, tatălui s-a sinucis la fel. Sigur că da. Sigur că da, sunt tragici. Astea se repetă. Dacă mergeți la site-ul meu și controlați la testimonii, îl găsiți un testimoniu de la Angela Hemingway, care este dat mie Carmen Ara. A fost prietena mea. Deci cunosc vă confirm într-o poveste absolut uluitoare. Am fost o dată la pictorul Friedrich Böhm-Hess din Brașov. E plecat în Germania. Ei sunt acest Böhm-Hess armurier de la 1590. Casa în care locuiau la Brașov era de atunci. 7 generații bătrânii s-au împușcat cu aceeași armă. Da. La vârsta de 90 de ani. Trăiau prea mult. Deci, Böhm-Hess, am scris asta. Scenă de foarte interesant. Da. 7 generații. Toți s-au sinucis cu și la un moment dat îmi spunea Böhm-Hess că el n-a putut să o facă tatălui, că nu mai funcționa pistolul ăla din secolul 17 sau 16, că era cu bile, cu totul altceva. Butoiași nu potrivea cu tehnologia de azi. Fiind toți armurieri din tată în fiu, adică trăind între arme. Cum și a fost tata lui Romulus Vulpes. Da, și în imanența morții au ales soluția. 10 ani de zile am fost consilieră terapeutul lui Virginia Warner, fata senatorului Warner. Dacă ați vedea tragediile și nenorocirile din această familie, atât de celebră, pentru că tatăl ei, senator Warner, a fost căsătorit cu Liz Taylor, copiii lui Kennedy au crescut împreună timp de 6 ani când Liz Taylor le-a fost mamă. Doamna, eu știu foarte veste, multe... Vă dau o veste proastă. Care e? Să știți că dramele pe dolar sunt altfel decât dramele pe lei. Nu este vorba de dolari aici, este vorba de fiecare din noi avem aceste karme, indiferent că ne naștem sub numele Warner sau că se... În România banii se câștigă și ușor, dar și greu. Artiștii nu câștigă ușor. Nu știu de ce întoarce subiectul în direcția asta. Eu v-am spus un singur, eu nu vreau decât să sper, să sper și să cred că n-a fost vorba de o sinucidere și că el, Petru Mircea, a dormit într-adevăr sau n-a asistat la ce s-a întâmplat și atunci nici el nu poate să pună verdictul. Cine în familia lui domnului... Spuneți că ar fi autorul moral. Moral ești pentru că tu nu... Ea vrea să divorceze. Ea s-a plâns și a vrut sigur să divorceze. Avea un infern în casă, fata. Este clar să fie, pentru că ea prin clinic deprimată, ei nu puteau să aibă o relație, este logic. Cum puteau ei să aibă o relație bună? Când și de ce n-a dus-o la doctor? Clinic deprimată, că ea n-a vrut. Păi ea, păi comportamentul lui îl vedem acum, față de șocrii lui. Păi dacă el se purta numai 10% față de soția lui, cum se poartă cu șocrii, înseamnă că e o fiară. Sau cu mine, care sunt un outsider. Cu un outsider. Până la urmă v-ați împăcat, înțeleg. O singură femeie contra la 4 bărbați. M-am simțit el în studio. M-am vorbit plânsul. M-am simțit oprez, zic, nu știu ce să fac, care e primul avion spre trebuia America. Trebuia să mă suni, că aș fi venit ca Popai Marinaru. Îl luași pe Băsescu de o aripă și te salva. Okay. M-aș mirea ca pe dumneavoastră să se păstere 4 bărbați. Poftim? M-aș mirea ca pe dumneavoastră să vă sperie prezența pe mine nu prea mă sperie nimic, vă spun drept până la acum. Vreau să nu mă sperie moartea. Vreau să mă întreb ceva, doamna Carmen Hara. Spunea Mădălina Manole, a recunoscut de fapt într-o emisiune, că personalitatea lui Șerban Georgescu era pentru ea ca o otravă.
La ce se referea sau cum traduceți dumneavoastră? Ca un drog? Depindea de el? Da, era o dependență. El a făcut o vedetă. Era o dependență. Deci ea a luat o Pygmalion. A creat-o, a pus-o pe pedestal. El era creația lui. Dar care ar fi fost destinul Mădălinei Manole dacă nu din casa de Șerban Zăcescu? Când e vorba de un compozitor, care e un anonim până la urmă, și de un interpret, interpretul, datorită gloriei, ajunge să creadă că el este... Dar nu uita că Șerban Georgescu era șef la redacția muzicală la radio. Păi nu, nu. Sigur, faptul că el a creat popularizat. Avea foarte influență, așa este. Zi, absolut. Adică se inversează raporturile reale, interpreți în toată lumea, actorii. Eu am văzut un afiș zile trecute la o piesă de Shakespeare unde pe primul plan era trecut interpretul și Shakespeare era mijlos. Da, până la și alții. Da. Trebuie să luăm un scurt moment de publicitate. Ne întoarcem cu niște imagini absolut impresionante. Niște imagini care... n-au nevoie până la urmă de niciun comentariu. Lacrimile și durerea nu se pot șterge în urma lui Ionuț, băiatul sfâșiat de câini. Invitat într-o emisiune TV, bunica copilului a retrăit clipele de coșmar din ziua care i-a marcat viața. Printre lacrimi și suspine, femeia povestește cum au dispărut copiii de lângă ea, dar și cum a primit teribila veste. Pleca și am stat puțin în răspântie și zic, mă, să mă duc, tot în cijmigiu, a, las, că mă duc la 16. În parc, așa, m-am uitat, eu curgea niște apă, așa. Și eu m-am, obiceiul ăsta în parc, când mă așez, zic, că în picioare, așa, mult, mult nu pot să stau. S-a dus încolo, colo, văd pe topogan, tot mă uitam, erau peste tot. Cred că era vreo 10 și... puțin și deodată dispar. Alei era așa și încolo, și încolo, și încolo. Mă uitam așa ca prostul. Mă, încotro s-o iau spre parc, s-o iau încolo, s-o fi spre tramvai. O fi mai așa, ce să fac, unde să mă duc să-i caut? Deci erau niște băieți cu role. Mai băieți erau așa de vreo 10-12 ani. Mai mamă, dacă vă duceți încolo, vedeți, mamă, că sunt doi băieți care răspunde la Andrei și Ionuț. Era alta, se ducea încolo. Doamnă, ați văzut cumva doi băieți? Nu, se ducea încolo și eu zic, dacă vă duceți încolo, spuneți-i dumneavoastră că sunt doi băieți, dacă îi vedeți că se joacă, că îi așteaptă bunica pe bancă. Mi-era frică că ei vin și nu ne mai găsește. Era și spre linia de tramvai alei. Mă învârteam, nimic. Am văzut un gardian și m-am adresat direct. Zic, dom'le, am pierdut copiii. Nici n-am terminat de vorbit și vine un băiețel înalt, așa slăbuț, domn bine, așa, și zice, doamnă, să aveți grijă de copil, că uite, l-am găsit la Bambu. Sau nu știu cum se zice. Da, în zona aceea de cluburi. Da. Și zice, l-am găsit acolo, așa, dacă nu vedeți că dea portarul poarta, zice, îl mânca și pe el câinii. Și l-a adus. Andrei, cel mic, zice, bunica, pe Ionuț l-a mâncat câinii, erau 5-6 câini pe el și l-am văzut cum trăgea de el și îl tăra așa, jos. Și da, zice, a murit Ionuț. Dar și copilul nu poate uita lucrul ăsta. Domnule președinte, am văzut imaginile, nu știu, ne lasă fără cuvinte, niciun fel de comentariu. Exprim încă o dată compasiunea față de familie și față de această pierdere. Eu am făcut copii pe lume, nu câini, iubesc copiii mai mult decât propria mea viață, dar pentru numele Dumnezeu, țara s-a sălbăticit, a devenit o junglă, de vină sunt toți cei care au fost la putere. Noi am încercat să limităm proporțiile dezastrului. Bunica are și o parte de responsabilitate, pentru că îmi spunea primarul Nicolae Onțanu, dar îmi ziceau și oameni în serviciile speciale care s-au mai intersectat cu acest caz. O oră jumătate a stat pe bancă, a mai vorbit cu o femeie sau mai multe, e treaba ei, dar copilul a dispărut, el a dispărut pe poteca, pe malul lacului spre Bambu și de acolo se pare că a fost atras
de un nemernic. Tot mai multe surse îmi spun asta. Chiar înainte a venit la emisiune, consilierii mei m-au informat că au vorbit cu oamenii din SRI și din parchet și el a fost abuzat sexual. Deci el a fost, se pare că nu am datele astea, dar care-s martorii? Când copilul l-a văzut sfâșiat mort fratele lui. Deci, stai puțin. Deci bunica a sunat la 112, mi-au zis informatorii mei, pentru că a dispărut copilul. A venit patrulă de poliție, s-a dus pe acolo, s-a întâlnit cu copilul mai mare de 6 ani, care deja îl găsise. I-a dus acolo, patrulă de poliție a sunat la poliția judiciară, au venit, au chemat Institutul Medico-Legal, care a ajuns după 40 de minute, poliția judiciară, după primele date, s-a dus la sediul lor și ei au emis ipoteza că a fost abuzat sexual și ucis. El n-avea ce căuta în pustietate pe o proprietate privată. Pentru că este cu siguranță o anchetă, din păcate copilul nu mai poate fi adus înapoi. Procurorul de caz i-a dat ordin. Medicului palestinian îl cheamă Abdo Salem, medic palestinian care a făcut raportul medico-legal. Să fușerească, să dea repede, da, pentru opinia publică. Vreau să-i las concluzia doamnei Carmen Hara. Am văzut-o, doamna Carmen Hara, pe această bunică. Ce vă transmite această bunică? În primul rând, această bunică este un om bolnav care are probleme cu tiroida și când ai probleme de tiroidă, îți pierzi memoria. Ai momente în care nu ai putere, energie vitală. Plus că are probleme cu picioarele. Săraca bătrânică nu poate să miște. Cum poți să ai grijă de doi copii care fug atât de repede? În al doilea rând, eu i-am spus, nu mai plângeți, tulburați sufletul acestui copil pe care îl iubiți, dar el este ajutat în lumea de dincolo de Maria și i-a spus, Maria e bunica mea. Și de o persoană cu numere cu as, zice, Alexandra a fost mama mea. Zic, și de un frate care v-a murit. Iar ea în secunda asta mi-a spus, mie mi-au murit 7 frați între vârsta de 2 și 4 ani. Deci ne uităm la repetarea carmelor de familie. Mulțumesc, nu mai avem timp. La ora 21 vă așteaptă colega mea Ionela Anastase, cum și-a turnat Voiculescu cu toată familia la securitate.